Hristos a înviat. Scripturile ne spun că cei care l-au căutat cu sinceritate și cu perseverență l-au întâlnit. Întâlnirea aceasta le-a dus pacea sufletească, le-a redat speranța și a dus viața ucenicilor lui Hristos la normalitate. Dușmanii nu au apreciat adevărul și au încercat să răspândească o minciună. Deși și-au unit toate forțele Adevărul învierii Domnului Isus Hristos nu a putut fi îngropat. Prin ucenici plini de Duhul Sfânt, adevărul învierii a ajuns până la marginile pământului. Astăzi Hristos este viu și activ. Biserica ne demonstrează că toți cei care îl caută cu sinceritate, cu perseverență, îl întâlnesc și întâlnirea cu Isus Hristos cel viu Transformă viața oamenilor și o aduce la normalitate. Nici dușmanilor prezenți nu le place acest lucru. Ei încearcă să își unească forțele intelectuale, politice, financiare, dar adevărul învierii Domnului Isus Hristos nu va fi îngropat niciodată. Prin ucenici, plin de Duhul Sfânt, adevărul acesta va ajunge în cele mai îndepărtate colțuri ale Pământului bucură-te de învierea Domnului Isus Hristos. Bucură-te de transformarea pe care a adus-o El. Apoi, știind că trăiești într-o lume debusolată, dezinformată, deznădăjduită, caută să vestești adevărul acesta. Amintește-ți că singurul care poate da viață, speranță, pacea care întrece orice pricepere, este Domnul Isus Hristos cel viu tu, ca ucenic al Domnului Isus Hristos, trebuie să contribui la normalitatea din viață, din familie și din societate. Isus Hristos cel viu este singurul care ne poate transforma. Noi așteptăm ca lumea să se întoarcă la normalitate, dar ar fi aberant ar fi absurd și ar fi foarte trist ca societatea să intre în normalitate, înainte de a intra în normalitate, Biserica Domnului Isus Hristos. Sărbătorește astăzi învierea Domnului Isus Hristos. Sărbătorește-L pe El, sărbătorește cu El, dar nu uita, sărbătorește și mărturisindu-L pe El. Sunt atâți în jurul nostru care trebuie să afle că Isus Hristos este viu și că El poate transforma. Domnul Isus Hristos, am viat și rămâne viu în vece vecilor. Speranța oamenilor, a familiilor, speranța societății noastre este în transformarea pe care o aduce Domnul Isus Hristos. Iubește-L, slujește-L și mărturisește-L. Hristos este viu, El ne transformă viața, El ne pregătește viitorul și cu El putem să ne bucurăm veșnic în glorie.